Ceea ce pot să vă spun de asemenea este că noi ca și algoritm de lucru în Comisia de Disciplină am zis că nu doar la nivelul unității de primire urgență vom întreba, ci vom întreba în tot ce înseamnă structură medicală la nivelul spitalului județean de urgență. Pentru că dorim o analiză cât mai amplă și cuprinzătoare a ceea ce înseamnă specificul acestui caz, acestei situații. Și știu că există acea sintagmă sau presupunere sau cum vreți să numiți, cum că corp la corp nu scoate ochii, dar eu vreau să vă asigur că în acest caz și în această analiză de două structuri vom finaliza și vom merge obiectiv până la final cu ceea ce se spune. Consiliul de etică și am aici aceste declarații. Ne-am avut o ședință de lucru chiar în data de 27 aprilie, în care am încercat să stabilim etapele și pașii. Vreau să vă menționez de asemenea și cred că este important să știți și trebuie oamenii să știe că șeful ierarhic superior și anume structura în care lucrează cadrul medical respectiv a fost notificată sau înștiințată cum că dânsul se află în disponibilitate temporară de muncă și a notificat instituția asupra acestui aspect. Prin urmare, ceea ce s-a făcut conform procedurii și anume dânsul a fost invitat, cred că asta este termenul potrivit, pentru că eu nu sunt organ de anchetă să pot să fac citații sau audiere. Oamenii dau declarații, dar cuvântul juridic sau termenul potrivit este sunt ascultați și se iau aceste declarații. Nu audiez, nu interoghez, nu am această menire și calitate. Și nu s-a dat curs până acum aceste solicitări, dar vreau să spun doar atât că o indisponibilitate temporară de acest gen poate fi un refugiu nesfârșit la ceea ce înseamnă de a te prezenta și de a veni și până la urmă de a spune punctul de vedere. Procedura, acest punct de vedere în ambele structuri, atât în cel de etică cât și comisia disciplină, trebuie și vor fi consemnate. Asta pentru a sfârma parcursul legal până la capăt. Nu se poate acest lucru fără să asculți opinia omului în cauză. Nu se poate merge mai departe și nu este corect instrumentat. Dar noi nu stăm pe loc între timp. Pentru că cele 157 declarații sunt procesate, sunt analizate. Azi sunt planificate iarăși număr de persoană, mâine altele. În Consiliul de Etică am dorit să vă spun că este același algoritm și se lucrează pe același mecanism, doar că cele două concluzii vizează vor viza aspecte diferite. Una este comportamentul, cealaltă este tot ce înseamnă sancțiunea administrativă. Am mai spus și am mai menționat că la Colegiul Medicilor s-a transmis ceea ce trebuie transmis, s-au solicitat actele necesare. Direcția State Publică de asemenea. Și cred că următoarea noastră întâlnire, sper din tot sufletul și eu îmi doresc să fie atunci când vă voi putea comunica concluziile finale, ceea ce instituția, cum spuneam, are competență și are datorie ca să facă. Și probabil ele vor fi destul de cuprinzătoare și destul de relevante pentru cazul în sine și cu siguranță le vom comunica opiniei publice. Ceea ce am dorit să spun și ceea ce vreau acum la final să precizez, după care voi răspunde întrebările dumneavoastră, este că oamenii au dreptul să știe ce se face și ce se lucrează la ce s-a dat curs în cele două structuri și eu cred că informarea prin dumneavoastră este cea mai bună cale, pentru că altă modalitate, din păcate, nu am. Eu cred și repet că vom face ceea ce trebuie făcut și probabil mai mult ca sigur recomandările, concluziile și ceea ce se va desprinde în acestui caz vor fi transpuse și într-un proces de durată mai lungă. Pentru că se pare că nu suntem exonerați de ceea ce înseamnă potențială vulnerabilitate, numai la nivelul unității de primire urgență. În momentul de primire
cuplurile urgență cu cele 60.000 de cazuri pe care le au ei pe an, în singura unitate din județ, așa să spun ca și scuză. Probabil că este una dintre cele mai, repet, vulnerabile în ghilimele, pentru că acolo, într-adevăr, există această solicitare sau permanentă solicitare sau tensiune. Dar vreau să vă spun că, teoretic, practic, la nivelul fiecarei structuri medicale, fie că este secție sau compartiment, putem vorbi de aceeași vulnerabilitate. Și ceea ce credem că se va desprinde din analiza acestui caz, pe lângă ceea ce va fi dispus, ca și concluzii, ca și recomandări, ca și evaluări, vreau să vă spun că le vom transpune niște măsuri unde dacă trebuie îmbunătățit și trebuie schimbat ceva, o vom face. Și atitudinea noastră ca și conducere va fi sau se va strădui să fie una proactivă, adică nu vom merge să încercăm prin a spune că asta și asta nu este bine, ci vom încerca să vedem punctual ce nu este bine sau ce s-a dovedit de-a lungul timpului că nu este bine și vom încerca să ajutăm în a schimba. De exemplu, la UPU pot să vă spun de acum că se desprind și se întrebăd oarecum două puncte sensibile care cu siguranță vor fi discutate, analizate și îmbunătățite și cele două puncte sunt, primul este comunicarea cu aparținătorii și al doilea este timpul de așteptare. Cele două situații sau cele două puncte nu putem vorbi de rețete perfecte sau de algoritm de lucru de săvârșit, cum ar exista, nu știu ce țară sau unitate sau spital. Cred că fiecare încearcă să corespundă unui specific local și să facă o carte de vizită cât mai bună. Dar, de exemplu, aceste două puncte deja le întrebăt ca și nevralgice și la acestea vom lucra. Probabil vor fi și multe altele sau vor fi și alte lucruri care vor trebui schimbate. Ceea ce ne străduim să facem și acest este marele nostru regret și cred că ne-a afectat și pune foarte mult acest lucru. Vorbesc prin prisma tragediei care s-a întâmplat și se pare că este o certitudine și anume faptul că alocarea și dezvoltarea infrastructurii și alocarea de resurse, mă refer la spații, echipamente, aparatură, tot ce înseamnă condiții de lucru și tot ce înseamnă modernitate pe acest aspect trebuie în același timp urmată și de ceea ce înseamnă act medical și resurse umane gestionată corespunzător. Se pare că știam acest lucru. De ce spun că este regret? Pentru că, vedeți, avem și acest proiect de rulare care a sunat tocmai, sau înseamnă tocmai extinderea unității de primire urgență, tocmai prin experiența trăită prin pandemie. Paradoxal, tocmai prin faptul că dorim să extindem unitatea de primire urgență, strict pe componenta de urgență pediatrică. Pentru că am observat că, după care experiența pandemică ne-a arătat că acest lucru nu este pe deplin reprezentat sau asigurat. Dar fără a asigura un act medical corespunzător și fără a fără a dezvolta și resursa umană corespunzătoare și nu numai de a aduce medici, nu mă refer strict la faptul de a aduce medici, pentru că au venit 2-3 medici noi în ultimii ani pe specialitatea medicină de urgență, care specialitatea este una critică și nu știu de ce, probabil răspunsurile, le știți mai bine dumneavoastră, nu este prea atrăgătoare pentru tinerii care sunt absolvenți unei facultăți de medicină. Dar asta este problema noastră, aici trebuie noi să lucrăm și probabil că eforturile de recrutare trebuie să intensificate și trebuie făcute în așa fel încât să aducem aceste resurse umane. Și nu mă refer la aducerea lor neapărat cantitativă, trebuie să fie una și de calitate. Pentru că unul dintre aspectele care se analizează și se discută în acest caz și știți la fel de bine ca mine, este calitatea actului medical oferit. Chiar dacă vorbesc prin comportamentul și deontologia profesională și acest lucru derivă din calitatea omului în sine. Din calitatea lui profesional, din calitatea lui umană. Se pare că acest lucru va putea fi trecut cu vedere. Cam asta am vrut eu în mare și sintetic să vă spun. Am aici parte din declarații. Le-am citit. Parte din lucrurile care ating și care
note de informare referitoare la cum avansează cele două structuri. Eu, cu permisiunea dumneavoastră, nu aș vrea nici să mă interpronunț, nici să sugerez o direcție sau alta în această analiză, pentru că aș vrea ca lucrurile să fie procesate corect din punct de vedere al procedurii, al etapelor și, așa cum am spus, așa se finalizeze cu obiectivitate și cu informarea corectă opiniei publice. Dacă aveți întrebări, eu vă ascult. De ce credeți că doar acum asistente și medici de la urmă au depus lege împotriva acestui medic și până acum n-au făcut-o chiar dacă au observat acest comportament al medicului? Bună întrebare. Vreau să vă spun că am consemnat în această sinteză scrisă de mână că după ce s-a întâmplat această norocire și ați mediatizat corespunzător și opinia publică a fost informată și am insistat și de-a lungul timpului. Eu, anul trecut, am avut eu personal două ieșiri. Unii au spus că mai puțin inspirate pentru că provoc sau incit. Dar eu nu consider că provoc sau incit. Eu doar am dorit să se audă, să se știe și să se spună că cei care au vreo nemulțumire au toată libertatea să o facă în online. Mă bucur că o fac și nu am nimic cu acest aspect. Doar am rugat să vină să se consemneze acest lucru în scris pentru a putea da curs unor instrumentări scriptice, concrete, că până la urmă eu nu pot să mă duc într-o instanță sau nu pot să aplic vreo sancțiune cu un pasaj de pe online. Și vreau să vă spun că doar trei sesizări au fost înregistrate de când s-a întâmplat acest lucru. Noi niciodată nu am încurajat ca oamenii, mă refer la angajații noștri, și repet, nu mai UFU. Putem la orice structură. Am avut ATI-ul foarte vulnerabil în timpul pandemiei, am avut contagioasele foarte vulnerabile în timpul pandemiei și, în general, orice structură medicală. Dar, în speță, acestea au fost cele mai... Și UFU a fost foarte vulnerabil, pentru că știți foarte bine că a scris, la un moment dat, n-am avut o posibilitate foarte optimă de a gestiona numărul de cazuri ridicat care au fost în pandemie și oamenii stăteau cum stăteau într-o de prime urgență, până când am reușit să oferim niște soluții la o situație complet neașteptată și critice. Și n-am încurajat niciodată cu oamenii să nu spună opinia și să nu spună părerea. N-aș putea să vă răspund, probabil că ei ar putea să răspundă, dar ceea ce consider acum că s-a întâmplat și se întâmplă, și cred că aici puțin am deblocat lucrurile, o să vedeți că nu vreau cum să am antepronunț, că la nivelul celor 157 de luat de poziție, haide să le numesc așa, multe dintre ele vor fi concludente. Dar din cele 157 de persoane din spital, ce v-au spus? Fără numele persoanei, de ce n-au făcut până acum o sesizare? Mă gândesc chiar să întrebați dacă a existat în trecut o astfel de situație sau un comportament neadecvat al medicului, de ce nu au venit patronele noastre sau la cineva să expună măcar situația? Acest lucru nu poate fi, înțeleg ce întrebați, dar nu poate, eu nu pot să oblig nicio persoană. Orice luare de atitudine, orice luare de poziție, orice lucru neregulă pe care îl consemn sau pe care îl vezi sau îl experimentezi în structura în care lucrezi, fie că este UPU, fie că este secție sau compartiment, depinde de conștiința ta ca om, dacă te duci să-ți acest lucru mai departe. Poate au fost, nu știu, repet, nu pot să mă cubor la pot să intru în psihologia fiecărui om. Niște factori, mai mult sau mai puțin obiectivi sau subiectivi, care au ridicat acest lucru. Dar, repet, încă o dată, noi când am început activitatea de analiză în această comisie de disciplină, am pornit-o puțin mai în forță, în ideea în care am dorit să explorăm tocmai ce spuneți dumneavoastră, la nivel de angajat, tot ce înseamnă opinie. Și de aceea am asigurat condițiile de confidențialitate și de libertatea vorbirii, inimile, nu că acestea ar fi fost asigurate, dar nu mi-aș fi dorit sau nu-mi doresc că ele să fie un impediment în a nu exprima. Am făcut în paralel acest lucru spunând și public, repet, anul trecut în două rânduri, în noiembrie și în decembrie, când a expirat, poate, că toți cei care au nemulțumiri să vină. Eu cred că din acest punct de vedere am comunicat ce se... Nu poți să forțezi un om.
consideră el, cred că este vorba și de atitudine civică aici și profesională, evident, spuneți, în a sesiza acest lucru. Eu acum spun din nou, prin intermediul dumneavoastră, nu știu dacă a treia oară sau în propriu spus, dacă cineva a fost sau va fi luat împiedicat, fie la registratura instituției, fie, nu știu, la poartă sau unde, să vină, să sesizeze, sunt audiențele, asigur confidențialitate, nu cred că până acum am lezat dreptul unei persoane și prin conținutul sesizării pe care a făcut-o am compromis demersul lui. Rog în continuare să se facă acest lucru cât de repede, în timp util, și dacă persoana respectivă va putea face dovada că noi nu am instrumentat sau nu am transmis, atunci vorbim despre altceva. Dar nu cred că au fost astfel de situații. Și vreau să vă spun că au fost multe cazuri, diverse și multiple exemple, aș putea să vă dau, nu neapărat despre cel care urmă acum, în care oamenii chiar au venit și mi-au spus lucruri fie mai hilare, fie mai directe, fie mai neclasice, dar pe fiecare dintre ei l-am ascultat. Eu cred că nu știu dacă poate fi numit impediment, dar hai să numim blocaj. Eu cred că am reușit să-l eliminăm. Și eu cred că și pe viitor și acum eu ceea ce pot să controlez, în ghilimele ceea ce pot să controlez, ceea ce pot să determin printr-o acțiune scrisă sau printr-o solicitare, este să îi cer omului într-adevăr în scris opinia. Și acest lucru l-am făcut pe for intern. Pe for extern nu rămâne decât apelul prin dumneavoastră. O singură întrebare am. Știm că în spital există acel formular de satisfacție a pacienților, în momentul în care se este mai da. Ziceați de confidențialitate, dar cum văd acesta, acel formular are numele pacientului și numărul de sănătate. Vorbesc de confidențialitate la nivel de declarație în momentul în care se depune acel formular. Se depune într-un recipient în care nu se depune printr-un registru, nu se depune printr-o condică, printr-un document scriptic, tocmai ca persoana să n-aibă temeri sau rețineri, ca în momentul în care îl depune, personalul medical din structura respectivă de unde este externează, de unde pleacă, să aibă, știu eu, chiar și măcar teoretic, posibilitatea de a le învinui în inimele pentru faptul că își exprimă opinia referitor la nemulțumire. Dar ele unde ajung și unde sunt deschise acele recipiente cu cheița și se strâng și se centralizează și ajung, eu le citesc, dacă am un nume și dacă am un indiciu. Deci pentru mine cel mai ușor în a procesa ceva este dacă am niște coordonate. Pentru că dacă se spune la modul generic că în spital, în secția, nu știu, s-a comis vreo nedreptate, vreo formă de comportament necorespunzătoare, suspiciune de malpraxis, n-a fost bună mâncarea, a fost frig, n-a pus apă caldă și nu spune unde, mi-e foarte greu să am această trasabilitate. Nu pot să mă duc pe fir. Vreau să vă spun că există o aplicație la nivel de Ministerul Sănătății, în care suntem și noi incluși, unde se primește SMS la externare și sunt câteva întrebări cheie la care cel care este externat nu poate fi obligat, dacă dorește, poate să răspundă sau nu. Sunt întrebări foarte generale, dar punctuale, legate de faptul, de exemplu, dacă a fost condiționat în actul medical de darea de foloasă necuvenită, dacă a fost bună mâncarea, dacă s-a comportat corespunzător personalul. Dar vreau să vă spun și lăsați-mi încă un pic de răgaz și cu siguranță săptămâna viitoare, în prima jumătate, eu am să vă prezint un proiect pe care îl finalizăm și care va cuprinde tocmai această componentă. O să avem niște soluții propuse foarte optime la nivel de feedback, la nivel de reclamație, care să fie imediat și la nivel de sesizare. Lucrăm la un call center, la un dispecerat gel call center, unde să se poată sesiza imediat orice astfel de formă de atitudine și mai mult decât atât, să poată fi urmărită și să poată fi gestionată și omului să-i se dea un răspuns cât de repede. Dar acest proiect o să vi-l prezint în detaliu în prima jumătate săptămâna viitoare. Și proiectul cuprinde și componenta de ambulator, pentru că acolo trebuie să desăvârșim și să finalizăm ceea ce înseamnă dincolo ce a fost până acum cu programarea online și programarea telefonică. Lucrăm la altă componentă ca să asigurăm mai bine
componenta de programare, dar astea o să vi le prezint și o să vedeți fără multă vorbărie că este un proiect foarte tangibil și livrabil și vizează strict pacientul și vizează strict opinia pacientului. Personal mă așteptam ca asta să fie și șefa unității de primiri urgențe, care este șefa directă a acelui medic, și să ne spună dacă s-a procedat corect în seara respectivă, dacă a urmat medicul toți pașii și de asemenea vreau să vă întreb dacă se știe concluzia autopsiei. Deci, medicul șef UPU coordonează structura de urgență. Evident că din inerție vorbim de fiecare dată de șeful ierarhic superior, pentru că el este cel care coordonează această structură. Concluziile de analiză, eu nu pot să-mi pronunț asupra lor și credeți-mă că nu e ideea în care s-ar fi consemnat ceva negativ, dar este confidențialitatea acestor concluzii, le-am transmis colegiului medicilor și ne-am transmis direct să date publică. Cu siguranță se vor pronunța și sunt în derulare acele analize care vor duce la o concluzie și în această direcție. Eu mi-am dorit foarte mult și am încercat să înțeleg, nu neapărat să fiu empatic sau nu știu dacă găsesc un alt cuvânt similar, dar mi-am dorit cu obiectivitate să fac în așa fel încât să fie corect analiza și să nu supun la o presiune artificială sau neadecvată, deși aparent, din păcate, acest lucru există și persistă, tot ce înseamnă activitate și muncă în unitatea de primire urgență. Pentru că am primit foarte multe feedback-uri de la cei care lucrează acolo, referitoare și la faptul că de ce sunt asimilați la nivel de opinie publică cu cineva, cine, sau asupra căruia planează o suspiciune, repet, să spuneți chiar așa, că nu și-ar face treaba. Eu cred că datoria și rolul nostru este de a face în așa fel încât tot ce înseamnă activitate la nivelul singurei unități de primire urgență din județ să fie îmbunătățit de interesul pacientului, pe fond a tot ce înseamnă lipsă de medici, pe fond a tot ce înseamnă probabil cu departe de săvârșire pe infrastructură și pe ce înseamnă spațiu și clădiri și nu numai, dar am spus-o oarecum la început că această concluzie cu siguranță se va desprinde că este importantă și calitatea omului și calitatea nu numai profesională. Eu cred că trebuie să privim cu atenție și calitatea umană. Pentru că, fără da și poate da, vorbim de un act profesional se poate o structură vulnerabilă, unde nu este ca și într-un cabinet că poți să-ți alegi pacientura sau poți să faci programări. Unde poți să spui că nu doresc să analizez cazuri sociale sau nu doresc să ofer un act medical unui caz social sau unei persoane că este fără adăpost sau cu cangrenă extinsă sau multiplă sau care are hainele copreșite de parazit sau... Deci vreau să vă spun că nu cred că acolo cineva își permite și poate să aleagă, dar acest lucru nu trebuie să fie o circunstanță atenuantă, pentru că dânșii au ales să lucreze în acel loc. Nu eu, nu dumneavoastră. Și dacă au ales să lucreze în acel loc, trebuie să-și asume ceea ce trebuie să facă în acel loc. Și nu cred că nu își asumă. Vorbesc de marea majoritate. Cred că acest lucru trebuie analizat în așa fel încât ceea ce va fi cuprins în recomandare și în concluzie să se strângă și asupra ce înseamnă activitate în sine a urgenței. Repet, și trebuie îmbunătățit. Poate nu vom reuși totul, nu știu. Factorul uman, cu siguranță, va rămâne și va persista ca și problemă. Și pentru mine este important ca lucrurile și din punct de analize medicale să meargă până la capăt. Și eu n-am niciun fel de ezitare, credeți-mă, că nu se va merge până la capăt și pe
parte medicală la colegiul medicilor, la direcția asta. Așa avea și eu. Și se vede autopsie. Da, și legat de autopsie, mai puțin să nu se răspundă. Rezultatele autopsiei sunt confidențiale, sunt transmise și sunt comunicate conform legii. Celor la care au dreptul să beneficieze de rezultatul autopsiei cauză, v-am spus că este caz medico-legal, asta știți cu dumneavoastră, dar eu vorbesc de ceea ce este datoria mea și la asta m-am angajat și aici vă asigur că voi merge, așa cum am zis, până la final. Dar permiteți-mi să am această posibilitate să nu mă antepronunț asupra unor aspecte, pentru că antepronunțarea implică niște riscuri, în primul rând, pentru obiectivitatea mea. Și nu aș vrea să se transpună tot ce a însemnat această tragedie în antepronunțarea managerului sau a dat cu presupusul sau a vorbit înainte ca ancheta să se finalizeze. Și nu cred că este bine. Permiteți-o în completare. Nu vorbiți despre antepronunțare. E vorba de o concluzie a unui medic, a unei expertize, pe la urmă, și doar să o prezentați. Sau să spuneți o concluzie generală de acolo, ce reiese. Eu nu vă spun exact de ce lumea a produs acel de ce. Am înțeles ce spuneți, dar nu am posibilitatea să-l interpretez și nici să-l transmit. El a fost transmis oficial celor care au dreptul să-l cunoască și să-l știe. Și că a fost efectuată cu tot ce înseamnă rigoarea unei autopsii medico-legal. Vă rog. Camere. Avem un perimetru care înseamnă zona de așteptare. Sunt niște prevederi legislative care nu îți permite să ai camere de luat vedere în spațiile de tratament, în afară de camerele de luat vedere care sunt autorizate pentru actul medical. Mă refer la, numai o secundă, la camerele de luat vedere care sunt necesare unui transfer interclinic. Am mai spus, dacă vine o politraumă, omul este pe targă, înainte de a chema smurdul, deci aeroportat, și de a duce omul într-o clinică universitară, pe camera specială care este, un medic de traumă dintr-un centru universitar, de exemplu, îl vede și vizualizează și spune: nu mai aștept rezultat CTRMN, solicitați transferul pentru că vede șoc biometric. În rest, noi nu facem decât să respectăm ce înseamnă înregistrare pe actul medical în zone de așteptare, mai ales că nu pu. Există și un regim particular, ca să zic așa. Aceste camere înregistrează? Au fost funcționale, înregistrează. Înregistrările au fost operate, au fost stocate. Înregistrează cu sunet în posibilitatea în care ai distanța și acum dacă ești la 10-15 metri de... Tot ce pot să vă spun este că înregistrările nu le-am făcut pierdute, au fost transmise. Întrebarea este că puteți folosi de ele? Se folosesc de ele cei care analizează acest caz prin prisma instituțională a lor specifică. Eu mă folosesc de ele și ne folosim de ele, în ceea ce spuneți dumneavoastră, da, răspunsul da, ne putem folosi de ele, evident, pe for intern, pentru că, vă dau un exemplu, nu numai pentru situația în cauză, în general, se vede cât a stat, cum a stat. Ce s-a zis, ce s-a spus, vede? Se consemnează toate. Se văd și sunt consemnate și au fost analizate și sunt analizate de către cei care trebuie să analizeze. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt un ajutor. Vreau să vă spun că și părinții și familia va veni și va vorbi cu aceste și vor avea libertatea și vor putea să spună și să confirme tot ce este suspiciune și tot ce au declarat dânsii în sesizarea oficială pe care au făcut-o și pe care au depus-o. Acum vom trece și de acest moment în care se va consemna și declarațiilor în fața. Vă rog. Domnule manager, am impresia că venit din fața noastră, a trecut ceva timp de când a decedat Ștefania, dar nu ne spuneți nimic concret, nimic palpabil. Înțeleg că trebuie să păstrați obiectivitatea, însă, procentual vorbim, în ce stadiu se află ancheta? Deci, așa cum a spus colega noastră, ceilalți directori, doamna dr. Paola Mare, șefa de la BUC, șefa directă a medicului respectiv, de ce nu este prezent aici? Nici la protez nu au fost alături de dumneavoastră.
să ne spuneți ceva concret, ceva palpabil, pentru că asta ne dorim și noi și toată opinia publică. Înțeleg întrebarea. Eu îmi doresc personal, vorbesc de ce personal, profesional, ca această analiză să se încheie cât de repede. Ar fi în interesul meu profesional și instituțional să se încheie cât de repede, pentru că știu că orice zi care trece este în defavoarea ceea ce înseamnă o posibilă suspiciune sau de ce durează atât de mult, întrebări de acest gen. Dar analizând concret pârghiile și posibilitățile instituționale pe care le am, dacă doresc obiectivitate și vreau să merg până la final, trebuie să respect niște reguli. Și credeți-mă că m-am mâncat limba într-un fel sau și vreau să vă spun că va fi 7 zile, 8 zile, 9 zile, 10 zile, dar nu pot să ofer un asemenea prag de timp. Și aș fi nesincer, pentru că orice analiză în această structură poate se ramifică și poate duce la un timp suplimentar. Dar, în schimb, ceea ce pot să vă spun, chiar dacă mi-am dat un prag de timp concret, mă refer la zile, pentru că nu este ca și un meci de fotbal să sufru un fluier la finalul 90 de minute. Nu pot să fac asta. Asta ar însemna să exercite o presiune asupra celor care instrumentează. Ceea ce am cerut, în schimb, celor care instrumentează și președinților celor două structuri, mă refer de etică și disciplină, a fost că doresc ca într-un timp rezonabil, poate nu este cuvântul cel mai potrivit, cu siguranță nu veți avea aceste concluzii în două luni. Dar n-am putut să spun nici că îl veți avea în 5 zile, în 6 sau în 7, pentru că nu este o normă de lucru. Dar, repet, nu doresc ca să se întindă în așa fel încât să ajungem la interpretări sau suspiciuni de genul că tocmai de aceea am dorit și astăzi. Pentru că a fost o fel de opinii că e bine dacă nu sunt concluzii finale, nu este bine. Eu am considerat că este bine pentru că am dorit să apelez la ajutorul dumneavoastră ca să transmit, nu știu, poate sunt eu mai direct, mai puțin formal în partea asta de comunicare, că oamenii să știe că se lucrează și se merge până la capăt, se va pune punctul pe i. Eu asta am promis și atunci, în acea seară, nu pentru că aș vrea să câștig oarecare popularitate, pentru că nu doresc acest lucru, nici vreun regim aparte, ceea ce înseamnă felul și modul de a îndeplini, știu eu, sarcine sau atribuțiile profesionale, consider că este corect, este etic, nu știu, este absolut necesar ca ceea ce se analizează să fie procesat, analizat până la capăt și să se facă ce trebuie să se facă în așa fel încât, dacă trebuie să se facă și prin faptul că se face, să nu ajungem, Doamne ferește, la experiențe, posibile experiențe similare. Eu asta îmi doresc. În rest, am vorbit de președinții celor două structuri de comisie, disciplină și Consiliul de Etică. Eu am avut discuții foarte directe și foarte consistente cu doamna director medical. Nu este vorba de o copilare sau de schivare din partea dânsei. Eu am dorit și am rugat-o că pe partea de segment medical, ce înseamnă parte de for intern și pe ce înseamnă obiectivitate, fiind cadrul medical, eu nu sunt cadrul medical, să analizez, să procesez acest lucru și să-mi rămână mie în sarcini, atribuțiile administrative și de comunicare și de a vă informa pe dumneavoastră mai puțin la modul direct, pentru că nu are treabă ușoară nici dânsa și nici în cele două comisii și în cele două structuri nu sunt doar medici, sunt și juriști, sunt și oameni din alte departamente și componența asta este stabilită nu neapărat prin lege, pentru că legea spune de câte persoane și cum trebuie. Dar mi-am dorit ca cine ascultă o posibilă abatere, o posibilă culpă, să fie în așa fel analizată în toate punctele de vedere, și în punctele de vedere juridic, și în punctele administrativ, și în caracter medical, încât eventuala sancțiune care se dispune sau ce se propune să fie cât mai obiectivă. Repet, noi vom dispune sancțiuni pe parte administrativă dacă vor trebui dispuse. Având în vedere că aveți 157 de sesizări din partea colegilor. 157 de persoane, sunt persoane care sunt invitate să vină și să-și exprime punctul de vedere. Cel 157 nu înseamnă lor de poziție, 157 negative,
nu înseamnă 157 de sesizări, nu înseamnă 157 de înscrisuri incriminative, nu. Înseamnă 157 de persoane care constituie activitatea celor două structuri. V-am indicat acest număr, cum am spus că sunt doar 3 înregistrări de sesizare și după eveniment, ca să aveți o imagine fizică asupra muncii. Gândiți-vă, și scuzați-mă să nu vă uitați vorba, doar atât așa să mai completez, că o persoană, dacă vine și dă o declarație, prin punct de vedere, are nevoie în medie undeva la, cu discuțiile care se desprind ulterior pentru a se consemna concluziile, ca să fie corect consemnate, nu vrem să dăm curte juridice după aia, are nevoie undeva la 35-40 de minute, în medie. Pentru că nu poți să-i spui, hai, zi, repede, hai că intru celălalt, hai că nu știu ce, nu. Doresc ca persoana care vine să aibă timpul, răgazul necesar, nu toți au același vocabular, nu toți au aceeași posibilitate de exprimare, nu toți au aceeași directețe, nu toți au același curaj, trebuie să spun și asta. Sunt persoane care trebuie să ni se îngăduie în de restructurilor de personalitate, timpul și condițiile necesare ca se poate exprima. Pentru mine asta e important. După ce se exprimă și consemnez și este înregistrat corespunzător și este evaluat corespunzător, se consemnează ca și concluzia, nu se mai rea încă o dată. Că nu întrebăm de două ori, de trei ori același lucru de la persoana respectivă. Dar să știți că, virgulă, ca și specific, ca și, nu știu, amănunt, este important și acest lucru. Pentru că un astfel de proces poate fi instrumentat în diverse feluri și moduri. Poți foarte repede să-i treci pe toți, ca la aia de primăvară să le ia acolo două rânduri. Nu. Vrem să se exploreze în amănunt și corect. Eu cred că asta e important. Dacă există o problemă și problema trebuie să genereze o schimbare, atunci schimbarea trebuie asumată până la capăt. Și trebuie să ai ceva la bază când îți asumi, că altfel devii tu țintă. Că te va întreba cineva în baza ce ți-ai asumat, în baza ce ți-ai pronunțat. De ce ai presupus? Care sunt dovezile? Care sunt elementele scriptice, concrete? Când ajungem la o analiză juridică de acest gen, trebuie să ai ceva pe masă. Că nu pot să zic să merg eu, că eu, Marc, am crezut că așa, 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 așa. Vine omul și spune, dar de ce ai crezut așa? Vă spun, putem concluziona că dumneavoastră, ca instituție, vă așteptați ca medicul în cauză să atace decizia, indiferent care va fi aceasta? Din este libertate oricărei persoane de a face. Nu vorbim de libertate. Vorbim și de istoricul dânsului. Vă așteptați să fie atacată decizia care va fi luată de comisie? Mă aștept la orice. Și cu asta nu spus întrebare. Mă aștept la orice. La orice posibilitate mare. Adică nu exclud. Haideți că este mai corect să răspund așa. Nu exclud nicio posibilitate. Nu este nicio posibilitate. Pentru că au fost discuții privitoare și la... Poate e bine să specific acest lucru și depuizez o altă întrebare. Nu... o să știu sau să anticipez ce reacție va declanșa concluzia sa. Pentru mine este important să o finalizez, să o finalizez corect, să o comunic dumneavoastră. Așa cred că dumneavoastră să puteți spune amelor, da, să mergi până la capăt, să a procedat corect. Eu zic că aici despre asta vorbim și asta interesează. Pentru că altfel, dacă nu mă ajunge la acest punct, ne vom tot învârti în cer. Eu asta îmi doresc, acest lucru să se întâmple. Dacă acest lucru reușesc să-l realizez, atunci probabil am generat o schimbare. Și probabil o parte din prejudicățile care și așa de mult deja circulă și sunt, vor fi poate puțin schimbate sau nu știu. Cu siguranță ar fi un proces de durată.